Salut! Dacă ești un marketer sau un vânzător, dacă ești în business, ar trebui să fii interesat de ceea ce caută oamenii pe internet. Care sunt subiectele hot ale zilei? Care au fost subiectele hot anul acesta? E bine, ca să faci asta, ai la dispoziție Trends de la Google. Adresa este trends.google.com și acesta este ecranul de pornire. De aici schimbăm țara în care suntem interesați. Haideți să alegem România. Așa, ușor. Apărâm. Și haideți să vedem ce caută lumea astăzi. Începem cu căutările anului 2020. Să vedem ce au căutat românii în 2020. Căutări populare. Da? Google Classroom, coronavirus, Adservio, alegeri Statele Unite, About You, expandăm, Cristina Țopescu, declarație proprie răspundere, Zoom, Worldometer, formular STS. Căutări populare din gama aceste. Ce este coronavirus, ce este Horeca, ce este Fugu, ce este pandemia, ce este șomajul tehnic, ce este un pogo, ce este EDM, ce este vulva, ce este substantivul, ce este starea de urgență. Da. Cum să sau cum se? Cum se poartă masca, cum să dorm 8 ore în 4 ore, da? Cum se manifestă coronavirus, cum se face maioa, cum se pune masca, cum se calculează șomajul tehnic, cum se transmite coronavirus, cum se gătește sparanghelul, cum se face drojdia, cum să faci bani de acasă. Când începe școala, când se schimbă ora în 2020, când începe școala, când este Black Friday, când se deschid casele de pariuri. Diete. Dieta Sirt Food Mediteraneană, dieta Manaradu, dieta Rina, dieta dislocată. Disociată, pardon. Filme. Rețete. Da, gogoși, banana bread, rețete de pâine, pizza, eclere. Evenimente sportive, smartphone-uri. Interesant, la smartphone-uri, în primele 5 locuri, iPhone are locul 1, 2, 3 și 5. Dacă vrem să vedem încă 5, da, urmează Huawei, Samsung, Huawei, iPhone, Huawei. Bun, deci cam asta este ce au căutat românii în 2020. Cum vedem căutările populare ale zilei. Da, mergem în meniu în stânga, căutări populare și avem căutările zilnice. Astăzi, subiectele zilei sunt Barcelona cu 5.000 plus căutări, Cristian Ghinea propus pentru Ministrul Fondurilor Europene, NBA, Mihaela Rădulescu, Câțu, premierul desemnat. Ieri, FCSB Șepși, CFR, CSU, Juventus, Fiorentina, FCSB, Florin Câțu, Cătălin Cârjan, Arsenal, Andreea Marin, Chelsea, Horoscop, Steaua, 22 decembrie, Horoscop de nou, Șepși, OSK. Mai multe, 21 decembrie, Anca Dragu propusă pentru Senat, Madalina Ghenea, Dinamo. Deci vedem foarte mult fotbal, politică și celebrități. Dacă vrem să vedem ce se întâmplă în alte țări, da, să alegem, nu știu, o țară a cărei limbi o înțelegem, Irlanda, ia să vedem. Da, NBA, AJ Pritchard, Eddie Murphy, Helen Fielding, lockdown, Arsenal, level 5, government, new restrictions, COVID. Ok. Marea Britanie, Regatul Unit, NBA, KFC, console, Boris Johnson, Song, Arsenal, Brentford, Helen Fielding, Juventus, Grace Miller. Deci același pattern, da? Bun. Acesta este Google Trends. Așa se lucrează cu el. De astăzi veți ști ce este important pentru români, ce caută românii, ce caută străinii pe Google Trends. Sper că ați învățat ceva astăzi. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să vă abonați pentru alte episoade interesante pentru marketeri și vânzători. La revedere!